не делаете? Вы никуда никак, в смысле, никого не ходите, не агитируете никого. Мы просто записываем ваше имя, фамилию, номер телефона, сдаем списки в офис. Вам звонят из офиса, назначают вам встречу, на когда прийти. И вы составляете, ну, паспорт возьмете с собой. Да. Всякий случай. Возьмете с собой паспорт и с вами заключат договор, что вы действительно будете голосовать за партию ШО. И вам скажут, когда вам дадут 2000 лей. Да, Маугари, вот от Манаиза был приезд Афекар до Умидрей, здоровье до Умидрей. Талидей Филс Мидер Уберсе. Что-то Aici ați ținut la ofis și ofisul de la mea nu dă 2000, dar am cât 2500, așa e viață. Păi nu știu cum e cursa, mă. Păi eu mi-am curs în pasie cu tu și dau lui. Și el dă zacaz de bani la Moscova și Moscova îi trimite bani. Dar nu de mă dat bani la ăștia care la șor. Da, trei oameni. Așa știți Elena spunea că omul i-a primit SMS, dar știți Elena nu a primit. Te-am așteptat, mă, noi am făcut spesocul și când o să iei primească trei oameni, apoi, adică aș duci cu spesocul ăsta și sună pe test din test la voce și vedea paralele și gata. Eu nu scurt, dar pșinii, de exemplu, mă, e că pșinii vouă, spune pșinii să vă tați dat nu ușor. Tu de una aveți cineva care se... Dar asta se spune, spune ultima zi. Auzi. Și ieși la... S-a pus la astea... S-a candidat un om din partidul Fabiera, să șor, dar nu știe nimeni cine e. Și nu știe nimeni de partidul, da? Da. Dar o dat spiscul la ofis, care o primit și care nu o primit. Și ei cum, ei trebuie banii ăștia sunt în bancă la Rusia, dar nu pot să-i perevadească în coașii. Nu o perevadit pentru că nu, cum, în moldovnești, se prefac în moldovnești, știi? Mm-hmm. Și ia că deși e. Și de-am ei o strâns toate spesacurile și am o să uit câți bani trebuie să perevadească, știi? Mm-hmm. Și apoi să perevadească din ruschi în moldavski la Moldova. Și când ați și bătăți banii de-am grămădiți la bucăișa la astea, tu te duci cu telefonul și îți odalești cele 5.000 și îți dă 1.000 ori, cât 800 ori, cât acolo, nu știu cât ați să-ți șivă. Că vezi că faci vădă ăsta de la Moscova, pe fac o leacă, opresc un procent acolo, știu cât acolo, nu știu. Bancul acolo, când perevădești, înțelegi cum? Nu, nu de traic, poate până a veni acum... A doua SMS poate a venit și banii, că asta mai vie SMS cu acilalți bani. Mm-hmm. Și numai asta bancă, e al ușor, el trimite bani la Moldova, dar nu le poate perevădi, înțelegi cum? Nu, no, spate, dar și șorul ăsta, să aibă așa banca lui care să nu-l trogăiască nimeni și vse.